A făcut prea mult încă. Spusei, ce școală avem? Făcut de sport, este azilul de bătrână la Pleașov, e foarte frumos. Și târg, deci, dacă am venit după ea, nu mi-a zis, la azilul de bătrân. La Pleașov, păi... Da, dacă e zona lui Dragnea, suntem mai ocrotiți, credeți? Nu, e la fel, ce? Dacă nu muncești, nu ai. Ce-a făcut ceva? A făcut pentru el, Dragnea, dar nu aici, la Saile și la Șovie, a făcut ceva? N-a făcut nimic. A făcut o Dragnea, a făcut o fabrică să lucreze tineretul, n-a făcut. E a dumneavoastră, nu? Să-și facă treaba. Păi da, își face treaba, nu? Să se ție de treabă. Ai că ai apă curentă, ai canalizare față de alte sate, ai, uite, acum vrea să facem gaze. Tineret, n-a făcut nimic pentru tineret. Da, păi ce să-ți facă, văd? O fabrică. De care fabrică să-ți facă? Să duci tu laptele de la vacă, la ce fabrică să-ți facă în Saele? Care tinerete în Saele decât noi de la 50-60 de ani? Ibu. Îl cunoașteți? Nu vorba televizor, mama, dar că el de vorbă n-a făcut. N-a făcut școală? N-a făcut azil de bătrâni, Dragnea? Ți-a făcut cabinet de dentist? S-a făcut alea? Cum? Ce vorbești tu, Ioana? Ce dentist? Îți trebuia fabrică? Te primea pe tine la 60 ceva de ani în fabrică? De făcut, a făcut. Tot. Ce-a poruncit, a făcut. Da, a făcut pentru, a făcut. A făcut pentru, cum nu s-a făcut? Când a făcut pentru el? A făcut să rămâne la lumea amintire. Ați votat cu el, nu? Da, bineînțeles, păi cu cine să votăm? E egal nostru, nu? Și vă pare rău? Nu ne pare rău. Nu. Unde mai este în comunele astea învecinate azil de bătrân ca la noi? Unde mai este? Îl vedeți președinte. Nu știu, să vedem cum va decurge. E politică, nu? Stivite, vorba ce nu-i. Ne dăm după ei.